Fotbalul românesc și-a pierdut un nume emblematic odată cu trecerea în neființă a lui Cicerone Manolache, cunoscut afectuos ca Cici. Născut pe 16 mai 1936, acesta și-a lăsat amprenta în lumea fotbalului atât ca jucător talentat, cât și ca antrenor dedicat. Primele pași ai lui Cici în fotbal au fost făcuți în 1950, la Reșița, unde a început să-și contureze cariera de jucător, a evoluat ulterior la echipe de renume precum Fece Mereșița, Știința Timișoara, Farul Constanța, Poli Timișoara, CFR Timișoara și Umete. Talentul său și abilitățile l-au propulsat în rândul jucătorilor apreciați ai vremii. În 1971, la vârsta de doar 35 de ani, Cicerone Manolache a decis să-și pună ghetele în cui și să înceapă o nouă etapă în cariera sa antrenoratul. După o scurtă perioadă petrecută la CFR, destinul l-a condus într-o direcție inedită în Republica Congo, unde și-a dedicat cunoștințele și experiența pentru a contribui la dezvoltarea fotbalului local. Cu un palmares impresionant atât ca jucător, cât și ca antrenor, Cicerone Manolache rămâne în amintirea iubitorilor fotbalului ca un exemplu de pasiune și devotament pentru acest sport. Acesta a fost nu doar un om al terenului de joc, ci și un mentor pentru generațiile următoare, lăsând o moștenire durabilă în istoria fotbalului românesc. Cu regret ne luăm rămas bun de la o legendă a fotbalului, iar amintirea lui Cicerone Manolache va trăi în inimile tuturor celor care au avut privilegiul de a-l cunoaște și de a împărtăși bucuria acestui sport al pasiunii.